satisfacție. Vă mai dau de editat la, acolo la live, da? Bun, ne tragem sufletul din nou în seara asta în jurul Evangheliei lui Hristos, cuvânt pe care îl găsim în Cartea Genezei, la capitolul 15. Am înțeles că v-ați întâlnit recent cu textul acesta, probabil sau cu o parte din el, dar cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are puterea să ne deschidă ochii și să ne ațintească inimile spre adâncimile cuvântului său. Geneza, capitolul 15, citim primele 8 versete. Așa. Legământul lui Dumnezeu cu Avram. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram i-a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram i-a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Avram l-a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis: eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Am plecat ieri cu copiii la vizitat în Londra și am reușit să ajung singur la Galeria Națională de Artă, la National Gallery, și mi-am dorit să ajungă și ei, deși băiețelul urmează să facă 12 ani în noiembrie și fetița e mică. Și le-am promis că ne vom opri și la Lego. S-a deschis un magazin mare de Lego în Leicester Square, o spun și pentru adulți. Și le-am promis că dacă mergem la National Gallery, ne uităm la câteva tablouri. Sunt niște tablouri interesante despre Moise, nașterea lui Moise, și foarte faine pentru explicate așa pe înțelesul lor. Ne oprim și la Lego. Atât mi-a trebuit să le spun asta, să le fac promisiunea asta. Pentru că tot drumul, și am mers cu, ne-am urcat la Ryanair's Lane, da, cu Piccadilly, și cu Piccadilly până în Covent Garden sau Leicester Square, ai de mers vreo 20 ceva de stații. În tot timpul ăsta îi așteptau să ajungă la Lego. N-au avut niciun fel de răbdare să se uite la niciun tablou, nu le-a păsat de absolut nimic, din 5 în 5 minute mă întrebau când ajung la Lego. Există ceva interesant despre promisiuni. Atunci când faci o promisiune cuiva, blochezi omul respectiv, îl întrerupi. Dacă le-aș fi spus: nu mergem deloc la Lego, mergem doar acolo, doar în locurile cu tare, ei n-ar fi fost atât de bulversați, nu și-ar fi dorit atât de tare. Viața lor ar fi fost mult mai liniștită. Există o anumită tendință pentru noi, cei care citim evenimente din istoria Scripturii care s-au întâmplat cu mii de ani în urmă, să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu făcute unor oameni precum Avram, Isaac, Iacov, și să le idealizăm, să le romanțăm, să credem ce minunat Dumnezeu le-a făcut promisiunea asta și viața lor a mers brici, a mers strună. Și așa, promisiunile sunt minunate. Dar pentru omul care a primit promisiunea lui Dumnezeu, viața în momentele acelea a fost plină de neliniște, plină de incertitudini, plină de bâșbuieli, plină de tânguiri, plină de neliniști, plină de zdroabă, plină de zarvă. În seara aceasta îmi doresc să ne uităm puțin tocmai la aspectele astea, existențiale, emoționale.
care au avut loc în viața lui Avram atunci când Dumnezeu i-a făcut o promisiune. Și iar speranța mea este că de acolo vom învăța câteva lucruri care să ne ajute pe noi în relația noastră cu Dumnezeu și, de ce nu, câteva lucruri generale despre promisiunile pe care Dumnezeu poate ni le-a făcut și nouă. Așadar, vă propun să ne uităm la trei lucruri. La povara promisiunii, în prima parte. În a doua parte, ne vom uita la dilemele promisiunii. În primul rând, dileme cu privire la natura lui Dumnezeu. Este Dumnezeul care face promisiunea demn de crezare? Dileme cu privire la natura noastră, a celor care primim promisiunea. Vom putea noi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să credem promisiunea? Așadar, apăsarea promisiunii. Îmi cer scuze, am o problemă de aia pe apă, așa că vă rog să nu mă judecați prea tare. Apăsarea promisiunii. Versetul 1 ne spune că Avram era speriat, era confuz cu privire la promisiunea lui Dumnezeu și la modul în care se împlinesc în viața lui. Dumnezeu l-a scos din Ur și a dus-o bine acolo. Avram a fost un om bogat în Ur. Avea tot ce-i trebuia. Și Dumnezeu a intrat în viața lui și a spus, probabil contrar așteptărilor părinților și a neamurilor, vino după mine, ești aici și tu te altundeva. Și eu voi face din tine o neam mare. Și au trecut ani și ani și ani și Avram se uită în stânga și în dreapta și își dă seama că nimic din ceea ce Dumnezeu i-a promis nu se întâmplă. Avram pare să spune, Doamne, înțeleg la nivel teoretic, la nivel intelectual, la nivel conceptual, înțeleg promisiunile tale și sunt gata să te urmez, dar Doamne, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit la promisiunile tale și mi se pare că nimic din viața mea nu corespunde cu promisiunile tale. Avram pare să fie în episodul acesta într-un moment de ceartă, de tânguire cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, Avram, ieși afară și începe să-i vorbească ca unui om speriat, confuz, deznădăjduit. Și spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Versetul 5 ne spune mai multe despre cine este Avram și ce promisiune a primit din partea Domnului. Și după ce l-a dus afară, Dumnezeu i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Capitolul 12 din Geneza ne spune că Dumnezeu i-a făcut lui Avram două promisiuni. O prima, că va face din el o națiune mare. Asta înseamnă că va primi un teren, va avea pământ pentru a construi o națiune. A doua promisiune, că prin el și prin sămânța lui, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Problema este că Avram l-a ascultat pe Dumnezeu și acum e în ceas de noapte, sfâșiat de durere, confuz, întristat, că promisiunile lui Dumnezeu nu corespund, par să nu corespundă cu realitatea. Pentru că în momentul de față Avram nu avea niciun urmaș și nu avea niciun petec de pământ. Viața lui Avram pare nici mai mult, nici mai puțin decât un șantier continuu. Nu se mai dau schelele jos. Promisiunile sunt așa de frumoase, clădirea e așa de frumoasă, proiectul e așa de frumos. Dar nu se mai termină. Nu mai coboară scările alea, niciodată, schelele alea nu se mai dau jos, sunt tot acolo în fiecare zi. Trage, așteaptă, speră, face ce trebuie făcut. Și schelele sunt tot acolo, speranța că într-o zi va trage draperia și că schelele alea nu vor mai fi în față și lumina va intra în casă, e prezentă mereu și arde inima, dar schelele rămân acolo. Anul trecut am încercat să sparg și eu un pod, să mai câștig o cameră într-o casă de voioagă. Am zis că pot eu. A fost niște călduri în țară, puteai să stai 15 minute în pod, coborai jos. Noroc că a trecut și Alin prin țară 3 zile în concediu și Per a mai ajuns pe acolo jumătate de zi și au făcut minuni. Ne-am luat adio de la concediu. Am zis, suntem blocați aici, n-avem ce face. Toate resursele se duc aici, plus că nu se mai termina. Într-un final, niște prieteni care au un apartament în,
În Atena ne-au spus să nu vreți să mergeți, că îl avem, îl folosim pentru vacanță, nu vreți să mergeți acolo, cum să nu? Am zis, lăsăm șantierul cum e, mai continuăm după, plecăm în concediu, pare că se dau schelele jos încet, încet. Am ajuns în Atena cu mașina, ne-am simțit bine în primele două zile, am început să mergem la plajă, ai acces la mai multe plaje, a fost frumos. Până când băiatul cel mare avea 10 ani atunci, Paul, nu se simțea, a început să nu se simtă bine deloc. M-am crezut că are insolație, era și perioada aia cu zona roșie, COVID, ne-a fost frică să facem un test, am zis că dacă mergem la spital, sigur ne internează. În cele din urmă i-am făcut un test, nu avea COVID. Am fost foarte neliniștit și am început să-l certăm oarecum, Paul, să-l dojenim, Paul, am cheltuit așa mulți bani, am ajuns aici, ți-ai dorit să vii în Grecia, e pasionat de istoria antică, mergi cu el prin Atena în mașină, ridică capul și vede, maraton, aici a fost bătălia de la nu știu. Și știam că își dorește mult să viziteze și muzee și plaje și tot, ca un copil. Și două zile a stat numai pe șezlong, nu făcea nimic, nu mânca, dormea într-una. În cele din urmă am cedat, am zis, sigur și-a dorit să vină aici, nu-i doar un capriciu de-a lui, nu e nici insolație, se pare. Și am mers la urgență cu el și primul lucru pe care l-au făcut a fost să ia glicemia. A avut aproape 600. L-au internat pe loc, în două minute a fost o armată de medici în jurul nostru. A fost depistat cu diabet de tip 1, dependent de insulină. Pe viață. Am rămas cu el internat acolo, ne-am întors în țară, alte săptămâni de spitalizare, trezit noaptea de două, trei ori pe noapte să verifici. Mă rog, nu vreau să insist prea mult. Dar sunt momente în viață când, într-adevăr, viața pare un șantier continuu. Și schelele nu mai cad și nu le mai strânge nimeni. Parcă le-a uitat Dumnezeu acolo. Același praf mereu și același bubuit de ciocane și nu se mai opresc. Avram are două promisiuni, că Dumnezeu îi va face din el o națiune mare și că prin el vor fi binecuvântate toate împărățiile pământului și în capitolul 11 ne spune că Sara era stearpă. Și până să se împlinească promisiunea că vei avea un copil, mai durează 25 de ani. Isaac se naște în capitolul 21, 25 de ani mai târziu, nevasta lui Isaac, Rebecca, naște numai după ce Isaac s-a rugat pentru copii timp de 20 de ani, capitolul 25 cu 20. La fel, Rahela, adevărata soția lui Iacov, naște foarte târziu și la a doua sarcină pierde copilul. La finalul cărții Geneza, în capitolul 46, toți urmașii lui Avram ajung la 70 de persoane. Desigur, s-au înmulțit foarte mult în robia babiloniană, dar erau robi, erau sclavi. Nici de cum o națiune mare, nici de cum un neam prin care toate împărățiile pământului par să fie binecuvântate. Că despre pământul promisiunii, ce să mai spunem? Tot ce a reușit Avram, în ciuda faptului că avea mulți bani, tot ce a reușit Avram a fost în timpul vieții lui să cumpere cu mare cost și după mari negocieri o palmă de pământ. Să îngroape pe Sara. Capitolul 23. Isaac a primit promisiunea să folosească câteva fântâni. Și Iacov a cumpărat o fâșie de pământ la Sihem. La finalul cărții Geneza, niciunul dintre copiii lui Avram nu trăia în Canaan, trăiau în Egipt și acolo erau sclavi. Nu e de mirare că în versetul 8 Avram strigă: Doamne, prin ce voi cunoaște? Nu mă mai duci cu zăhărelul. Mi-ajunge. Vreau garanții. Prin ce voi cunoaște că te ții de promisiune? Cum pot să am încredere în tine? Mai ales atunci când mă uit în jur și văd că nimic din ce mi-ai promis nu pare să corespundă realității. Prin ce voi cunoaște că te ții de cuvânt și că mă vei binecuvânta? Nu putem citi versetul 8 așa numai, Doamne, prin ce voi cunoaște? Nu, e strigătul unui om disperat, e strigătul unui bărbat asumat, unui bărbat angajat în viața asta și în viața de credință, care a ajuns la capătul puterii. Doamne, prin ce voi cunoaște? Și apoi Dumnezeu îi spune: Avrame,
semnăm un contract. De data asta semnez un contract cu tine, nu-ți fac doar o promisiune, semnăm un contract. Dar în cultura de atunci, care era o cultură orală, contractele nu se semnau așa cum se semnează în ziua de astăzi. Da? Ne spune după aceea textul, de la versetul 17, cred, nu? La 8, de la versetul 9 în jos, da? Dumnezeu îi spune, ia o jucară de 3 ani, și am înțeles că s-a vorbit despre asta, ați vorbit recent despre asta. Îi spune, ia niște animale, taie-le în bucăți, așa semnă în contractul în cultura noastră. Taie-le în bucăți și pune-le față în față bucățile respective de carne. Și apoi, Avrame, așa semnăm contractul ăsta. Așa se semnau contractele. Erau părțile contractante, erau animalele și era audiența care mărturisea înțelegerea dintre cele două părți contractante. Și-a luat animalele și le-a înjunghiat și părțile contractante erau nevoite să treacă printre bucățile acelea de animale. Și când treceau pe acolo, cu alte cuvinte, ei dramatizau și spuneau ceea ce se întâmplă în contract. Și spuneau, dacă nu mă voi ține de partea mea de promisiune, să mi se facă mie ce li s-a făcut acestor animale. Dacă nu mă țin de cuvântul meu din acest contract, să pățesc eu ce au pățit aceste animale, să mor, să fiu tăiat în bucăți. Și Dumnezeu pare să-i spună lui Avram, Avram, dacă nu mă țin de cuvântul promisiunii mele, să ajung eu cel care sunt viața, cel care sunt din infinit, să ajung eu să sufăr toate limitările vieții umane, să ajung eu să mor, să ajung să fiu tăiat în bucăți, dacă nu mă țin de cuvântul promisiunii. Versetul 17 și 18 ne spune că Avram a căzut acolo după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor. Și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminții tale dau țara aceasta, da? Expresia aceasta a focului și a fumului este descrisă în stâlpul de foc și în prezența lui Dumnezeu care coboară pe muntele Sinai. În mijlocul întunericului rămâne puterea prezenței lui Dumnezeu care trece printre resturile de animale și spune, să sufăr eu, Avram, toate limitările vieții umane, dacă nu mă țin de cuvânt. Nu e de mirare că atunci când Dumnezeu îi cere lui Avram să sacrifice pe Isaac și când Avram e gata să sacrifice pe Isaac, Dumnezeu strigă, Avrame, oprește-te! Dar atunci când un întâlnăric gros, ne spune Marcu 6, da, s-a bătut pe pământ pe la ceasul al șaselea, s-a așezat pe muntele Golgotă, singurul strigăt care s-a auzit n-a fost opriți-vă, ci a fost Dumnezeul meu. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atât de profundă e dragostea lui Dumnezeu pentru noi, încât Dumnezeul triunic a împlinit El însuși porunca dată lui Avram în capitolul 22. Thomas Torrens, un teolog scoțian, a spus, Dumnezeu ne iubește mai mult decât se iubește pe sine. Asta este dilema legată de natura lui Dumnezeu pe care Avram o are. Și așa se întâmplă în viața de credință de aproape tot timpul. Ajungem uneori în momente de criză și pare că Dumnezeu ne duce numai cu capul în zid. Sau îmbătrânim și nu mai știm să răspundem copiilor la toate întrebările și dilemele pe care le au despre credință și despre Dumnezeu. Și atunci când intrăm cu capul în zid, s-ar putea să fie de bine, dureros, dar de bine. Pentru că în momentele acelea s-ar putea să descoperim credința în Dumnezeu, nu sub forma unor propoziții filozofice, teoretice, care pot fi foarte bine argumentate, ci sub forma unei relații. Când ești cu capul în zid, când simți că șantierul nu mai coboară jos, credința s-ar putea să nu fie o serie de silogisme sofisticate, ci s-ar putea să fie trăită sub forma unei relații în care Dumnezeu spune nici de cum, cu niciun chip, n-am să te părăsesc. O relație în care Dumnezeu apare ca tatăl care nu te lasă niciodată. Avram se îndoiește cu privire la natura lui Dumnezeu și apoi Avram spune, Doamne, cum am să știu că nu mă amăgești? Versetul 8.
Aici, dacă citim mai bine printre rânduri, s-ar putea să vedem că Avram începe să aibă întrebări și îndoieli cu privire la natura lui, la persoana lui. Doamne, am văzut că te ții de cuvânt, dar cum voi putea eu să ascult? De unde știu că mă pot eu ține de promisiune? Nu-i așa? Că lucrurile se complică acum. Și un moment de sinceritate extraordinară. Avram, pentru că Avram știe cine este. Când nu-l vede nimeni. Avram este omul care pleacă din Haran atunci când Dumnezeu îi poruncește să plece, dar nu arată credință în toate situațiile. După ce dă de foame în Canaan, merge în Egipt. Acolo uită de promisiunea protecției lui Dumnezeu și se protejează singur, mințind că soția lui este sora lui. Când Sara o nesocotește pe Agar și spune lui Avram, trimite un egipt să piară împreună cu fiul ei. Avram simte durere în inimă și într-adevăr nu-i trimite până nu primește asigurare din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu le va purta de grijă în Egipt, dar o ascultă pe Sara. În capitolul 20, versetele 1 la 18, ni se spune din nou minte că Sara este sora lui când se întâlnește la Gerar cu Abimelec. Parcă ai mai înțelege, deși n-are nicio scuză. Mi-aduc aminte când a recitit soția pasajele astea și a venit la mine, cum a putut să facă așa ceva? Să-și dea soția, să mintă, să o lase. Parcă ai înțelege când stă în fața puterii imperiale, da, din Egipt, că e tentat să mintă, să se ascunde, să se salveze, dar e în fața lui Abimelec la Gerar. Nu e o putere foarte mare. Și din nou Avram minte, e sora mea, ia-o. În capitolul 17 pune la îndoială promisiunea unui copil cu soția lui. Avram este esențial în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a umanității, dar el este departe de a fi ceea ce ar fi trebuit să fie. Avea toate motivele să se întrebe, Doamne, cum voi ști că eu îmi împlinesc partea mea? La orice legământ, contract semnat în perioada aceea, obiceiul era ca ambele părți contractante să treacă printre resturile de animale. De data asta, Scriptura și aici e răspunsul lui Dumnezeu la dilema lui Avram legată de persoana lui. De data asta ne spune Scriptura că a venit un somn adânc peste Avram. Și Avram a adormit în întunericul acela. Și singurul care a trecut pe acolo, printre resturile de animale, a fost Dumnezeu. De obicei, lucrurile se desfășurau așa. Trecea prima parte contractantă printre animale și spunea, eu am făcut asta, acum fă și tu. De data asta Avram adorme și trece numai Dumnezeu pe acolo. Și aici e răspunsul lui Dumnezeu la dilema lui Avram, Doamne, sunt slab, cum știu că mă țin de partea mea de legământ? Și Dumnezeu pare să-i spună, Avrame, am trecut eu și pentru tine și asta îți va da putere. Trec eu pentru amândoi. Tot ce trebuie să faci tu este să crezi. Și versetul 6 ne spune că Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Când s-a uitat în exterior, promisiunea lui Dumnezeu părea atât de distantă că abia se mai vedea. Când s-a uitat în interior, a realizat că n-are niciun fel de resurse, e un om atât de coruptibil și un om atât de slab și n-are nimic în el prin care să poată împlini promisiunea asta. Tot ce putea să facă Avram era să creadă pe Domnul, să creadă că Dumnezeu e cel care trece prin foc, prin cuptor pentru amândoi. Tot ce putea să facă era să creadă, așa cum ne spune Romani, că Domnul este cel care făgăduiește și cel care poate să și împlinească. Crederea lui Avram. Avram e martor la contractul acesta extraordinar și mărturia lui se întinde din generație în generație. Și prin el, într-adevăr, suntem și noi binecuvântați. Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Fumul și flacăra
din textul acesta pe care nu l-am citit în întregime, ne spun că suntem chemați să mărturisim și noi ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Dar nu trebuie să așteptăm, fraților, să se dea schela jos, ar putea să nu se dea niciodată. Cu toate astea, suntem chemați să mărturisim promisiunile lui Dumnezeu. Cineva, fraților, în vremea asta, în 2022, trebuie să-și asume responsabilitatea de a împlini promisiunile lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și asta nu o facem când se dă schela jos, nu o facem când avem meseria pe care ne-am dorit-o, nu o facem cât câștigăm cât ne-am propus, nu o facem când copiii sunt realizați și sunt la facultate, o facem în mijlocul suferinței, o facem printre ciocane de șantier pe schelă, printre praf, printre durere, printre neliniști, printre confuzii, printre sfâșiați de viață, sfâșiați de promisiuni, sfâșiați de atâtea alte lucruri. Acum o facem, în fiecare moment al existenței noastre, mărturisim promisiunile lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim pentru lume ceea ce Dumnezeu și Avram au fost pentru Israel. În Ioan 20, ucenicii sunt speriați. Promisiunile lui Dumnezeu nu par să reflecte nimic din realitate. S-au închis undeva, s-au ascuns acolo într-o cămăruță și în mijlocul lor, dintr-o dată, trece prin ușă Hristos cel înviat. Și le spune: pace vouă! Și după ce ucenicii se bucură și analizează rănile, le spune din nou: pace vouă, cum a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Apoi a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Vă trimit să luați la rost presupozițiile lumii în care trăiți. Vă trimit să luați la rost cultura în care trăiți. Vă trimit să luați la rost motoarele care culturale ale lumii în care trăiți. Vă trimit să corectați lumea în care trăiți. În ceea ce privește neprihănirea și judecata lui Dumnezeu. Dar dacă credeți în mine și dacă faceți asta, din inima voastră vor curge râuri de apă vie. Între promisiunea împlinită a învierii și promisiunea revenirii lui Hristos nu putem sta. Nu putem aștepta să se dea schela jos. Trebuie să mărturisim acum, să fim mărturisitori a lui Dumnezeu. Nu o să fie ușor, fumul va fi gros, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne va călăuzi, dacă ne lăsăm călăuziți de El. Un tată și un fiu. Fiul era la școală, avea vacanța de vară. A avut multe teme, printre altele, a avut de citit în vacanța de vară o carte. Ca orice copil, aici de față, totdeauna care își pune totdeauna cărți după el și nu ajunge să le citească. M-a început soția să mă certe, sper că n-ai voie, în concediu ăsta n-ai voie să iei nicio carte după tine. Copilul s-a jucat toată vacanța. Ei nu i-a păsat de citit. Și în ultima seară a venit tatăl acasă de la lucru, după zi obositoare, și l-a văzut întristat, încordat și a zis: ce ai pățit? Și zice: am avut o temă, trebuie să-ți spun. Am avut de citit o carte pentru... și mâine ne dă test în prima zi de școală. E o carte groasă. Și tatăl, care muncește fiecare zi de dimineața până seara și muncește pentru el, sunt copii aici, părinți. A spus: ok, vreau să îmi promis ceva. Vreau să-mi promiți că te duci, te speli, te pregătești de culcare, te pui în pat și te gândești la cel mai frumos lucru posibil la care te poți gândi. Și în seara aia copilul a pus capul pe perină și s-a gândit la cel mai frumos lucru la care s-a putut gândi. A adormit zâmbind. A trecut noaptea, s-a făcut dimineața, a luat micul dejun și s-a grăbit spre autobuz să plece la școală. Și tatăl l-a oprit și a zis: știi ceva? Te duc eu dimineața asta la școală. Mă duc și eu la lucru. Nu știu ce lucra tatăl. Nu știu dacă lucra la birou, dacă lucra în construcții, habar n-am. Dar vă spun, când un tată vine acasă seara, își dorește 5 minute de liniște
Știu că și mama își dorește alea 5 minute de liniște. Da, e complicat, da? Ultimul lucru de care are nevoie e să mai facă ceva seara. Iar acum dimineața tatăl oprește copilul și spune, te duc eu la școală. Și pe mașină îi spune toată cartea. Capitol cu capitol, introducere, cuprins și încheiere. A stat toată noaptea și a citit cartea. Ca să-i poată spune băiatului întâmplarea din carte. Și cred că a luat notă maximă băiatul și a fost fericit. Și cred, dragii mei, că va veni o vreme când șantierul se va termina. Am vorbit despre asta cumva dimineață. Și Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Nu bine, nu foarte bine. Nu, noi. Noi. Dar ce face Dumnezeu e excelent. Dar până atunci suntem chemați să mărturisim și să credem promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune în Evrei 6:19, este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Și nădejdea aceasta pe care o avem în promisiunea lui Dumnezeu este ca o ancoră a sufletului nostru. Suntem chemați, dragii mei, să aruncăm ancora și să o aruncăm în sus, în promisiunile lui Dumnezeu. Uneori ne este frică, pentru că atunci când urmăm promisiunea lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdem. Dar dacă nu ne aruncăm ancora în sus, s-ar putea să pierdem și mai mult. Dacă ne îndoim de promisiunile lui Dumnezeu, ar fi momentul potrivit să-i spunem, Doamne, cum știu? Și ar fi și mai potrivit din partea noastră să ne deschidem inima și să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să scrie promisiunile lui din nou pe inima noastră. Pentru ca din inima noastră să curgă râuri de apă vie, nu doar pentru noi, ci și pentru cei care vin după noi. Ar fi timpul să ne deschidem inima, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să scrie din nou promisiunile Lui în inima noastră. Și în timp ce bășbuim prin ceață, prin confuzie, prin șantierul lumii acesteia, să ne culuzească mâna spre crucea Domnului Iisus Hristos, care ne spune că Dumnezeu Hristos a trecut pentru fiecare dintre noi și putem și noi, pentru că El s-a jertfit pentru noi. Linna Sandelberg este o autoare scoțiană, în suedeză, a trăit între 1832 și 1903 și a avut o relație specială cu tatăl ei. Într-o zi tatăl, pe vaporul cu care mergea în misiune, vaporul a început să se miște foarte, foarte abrupt și tatăl a căzut peste bord. A încercat să-l țină, dar n-a reușit și l-a scăpat. Avea 26 de ani și a scris peste 650 de imnuri. Și imnurile acele au produs o schimbare și o mișcare de evangelizare extraordinară în America și în Africa. În timp ce a pierdut mâna tatălui pământesc, a prins mâna tatălui ceresc. Și a scris și cântarea care spune așa, zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sos, să-mi ving mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit, Iisus. El ce întrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce are mai bun, sunt convins că Domnul știe toate, lui mă închin și mă supun. Mă ajută în orice încercare să mă încred doar în cuvântul său, ca să nu pierd dulcea mângâiere ce o primesc mereu la sânul tău. Repet din nou cuvintele acestea, zi de zi, clipită de clipită. Nu putem aștepta până când totul e necherman, până când nu mai este praf în jur, până când nu se mai, totul e perfect. Nu va fi niciodată, am o veste bună, nu va fi niciodată perfect aici. Va fi doar atunci când Dumnezeu coboară cu Ierusalimul Lui și va face aici noul Lui Ierusalim și va face aici un cer nou și un pământ nou. Pentru că lucrurile din tâi au pierit. Dar până atunci, fraților,
Nu vom putea evita povara promisiunii. Promisiunea lui Dumnezeu ne întrerupe viața. E o povară, dar e o povară dulce. Pentru că în mijlocul îndoielii care vine în urma promisiunii, în care începem să ne îndoim de dragostea Lui, ne ia mereu și mereu mâna, nu știu cum face, și prin întuneric și ceață o duce acolo la picioarele crucii, unde simțim încă o dată pe Dumnezeu care pare să ne iubească pe noi mai mult decât pe El. Apoi când începem să ne îndoim de noi, pentru că nu e așa, cine poate duce pocăința de unul singur? Ce avem în noi, fraților? Când ne îndoim de noi, începem să-L descoperim pe El, nu sub forma unor propoziții filozofice sofisticate, ci sub forma unei relații în care îl descoperim pe Dumnezeu ca o prezență care nu ne lasă niciodată. Nu e de mirare că filozoful creștin Blaise Pascal scria: nu Dumnezeul filozofilor, ci Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Pentru că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov nu e teorie, ci e Dumnezeul care umblă prin vale împreună cu noi. Haideți să plecăm capetele, vă rog. Și să ne întrebăm: unde ne-am aruncat ancora? Am aruncat-o în cariera noastră, în serviciul nostru, în ceea ce avem în jur, în proprietățile noastre, în bunătatea noastră, poate, în caracterul nostru? Sau ne-am aruncat ancora în cer? Haideți să ne întrebăm: suntem noi oamenii care așteptăm ca totul să fie perfect ca să-L urmăm pe Dumnezeu? Suntem noi cei care ne asumăm responsabilitatea promisiunii lui Dumnezeu pentru noi, pentru cei din jurul nostru, numai în vremuri bune? Sau suntem dispuși să o facem mereu? Vă invit să luăm câteva minute, câteva secunde de liniște și să medităm la lucrurile astea. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, mulțumim că ești și Dumnezeul nostru. Mulțumim că nu ești un Dumnezeu distant, ci ești un Dumnezeu care comunică cu noi. Ne vorbești, Doamne, și promisiunile Tale ne opresc în loc, ne reorientează iubirile, ne schimbă viața. Dar uneori, Doamne, apasă pe umerii noștri și pun poveri dulci, Doamne, dar grele uneori. Și ne rugăm, Doamne, în seara asta să rămâi cu noi. Să continui să duci poverile împreună cu noi. Să continui să stai lângă noi, să nu ne lași, Doamne, niciodată. Și dacă sunt oameni aici, Doamne, care au nevoie să se audă din nou glasul și să audă din nou promisiunile Tale pentru ei, Te rog, Doamne, dă-le un semn. Te rog, Doamne, întărește-i. Te rog, Doamne, binecuvintează-i. Doamne, suntem lipsiți de orice putere, nu avem nimic sofisticat în noi, nimic special în noi, nimic special în afară, Doamne, și de cele mai multe ori, Doamne, tindem să alergăm după atâtea lucruri, Doamne, care ne îndepărtează și ne fac să nu mai punem preț pe promisiunile Tale. Te rog, Doamne, ia megafonul Tău și în seara asta, Doamne, strigă din nou promisiunile Tale în urechile noastre. Pune nădejdea, Doamne, în puterea Ta și în dragostea Ta, Doamne, pune-o în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, binecuvintează-ne pe noi, binecuvintează biserica aceasta, Doamne, și lasă harul Tău și îndurarea Ta peste noi. Și, Doamne, trăim aici, Doamne, cu promisiunea revenirii Tale. Și până atunci, Doamne, ajută-ne să facem mai mult cer pe pământ, să dovedim mai multă credință în Tine, Tu, Cel care ești singurul, care promiți și care poți să împlinești.
În numele lui Iisus Hristos te rog. Amin. Fraților, mulțumesc pentru bucuria de a fi putut sluji împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc și fratelui Martin pentru invitație. A fost o mare bucurie să slujesc și cu Manu și cu Marius dimineață. Și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare dintre noi, oriunde am fi. Să ducem mai mult cer în lumea în care trăim. Amen.